o gaidă ci smărie, mers coi ciraș crat. Hei! Îmi am bucai de ci smărie. Hei, 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 hei. Hei, mă bucai de ci smărie, stai tare mezerie, mers coi ciraș crat. Hei, pădurea de la moară, mers coi ciraș crat. Hei, pădurea de la moară, mers coi ciraș crat. Mă durează la poară, mă zâlnic o fetișoară, mergoi, ciraș, craș. Pantofiorul ei cel vin, măi merge, scoi, ciraș, craș. Pantofiorul ei cel vin, măi merge, scoi, ciraș, craș. Pantofiorul ei cel vin, ei s-a disprăcinat puțin, măi merge, scoi, ciraș, craș. Yo! Ei lua iacul puseiața, mers coi ciraș craș. Lua iacul puseiața, mers coi ciraș craș. Lua iacul puseiața, ca să-i repart suprafața. Două mergi, scoi, ciraș, craș. Și buzei asta în două, ca să-i cos o limbă nouă. Mergi, scoi, ciraș, craș. Și de-atunci la mine-nsă, ei, și de-atunci la mine-nsă, măi. Și de-atunci la mine-nsă, ia mine la reparat, măi. Mergi, scoi, ciraș, craș. Bravo! Prieteni, pe malul Dunării, vapoare, artiști și marele aviator, Mărgineanu, Mihai Mărgineanu, habar n-aveți. Apa, aerul și fraierul. Nu știu care dintre noi doi. Nu, e, așa era definiția sifonului. Da, apa, da, fraierul și a venit cu prin aer, vedem apa și vaporul. Pentru mine a fost o mare surpriză că îl tot așteptam. Zic, băi, de ce nu vine, mă? Păi ce, el vine cu avionul. Ăștia care au venit cu mașinile au venit mai devreme, artiștii din jurul lui. Și el a venit cu avionul la Craiova. Da. De când e aviator, are un aer mai tragic, o față mai subtă, așa mai dramatică, știi? Îți dă ceva în plus, că eu... M-am gândit că și fiul meu și-a luat carnet de sa de... Nu e carnet, este licență PPL. Licență, nu e așa, carnet. Nu e carnet. Jignit, carnet, băi, carnet, da. Carnet aveți voi la mașină. Da, da, da. Și am zis, tu te-ai săturat să stai pe pământ, nu mai ai loc și vrei să stai în aer. Cum te-a lovit această boală? Că e o boală de origine divină, să-i spunem. Da, divină. E mai aproape de Dumnezeu, da? Divină suntem, divină ești. Deci divină oricum, că te-ai născut. Da, nu m-a lovit această boală. M-am dus să mă vindec de frica de avion. Asta acum 15 ani. Să te urci? Mi-era frică să nici mă urci. N-am niciun chef să mă urc în avion. Păi știu, da. Și atunci lumea se transformase într-o lume foarte mare. Nu mai era o lume mică, cum este acum, era o lume foarte mare. Și ca să pot să vizitez și eu mai multe locuri sau să ajung mai repede oriunde. Am zis că e bine să nu mai fiu atât de, haide să folosim un cuvânt popular, că să nu mai fiu atât de cocalar și să-mi fie frică de avion, neștiind nimic despre cum stă avionul în aer, pentru că nu mi-a plăcut să învăț la școală fizică atunci când a trebuit și a trebuit să învăț încă o dată. Și am mai învățat-o o dată și mi-am dat seama că de fapt totul este foarte sigur și că noi ne inventăm niște frici în capetele noastre. Dar de noastre. Ce, dracu, au murit în ultimele săptămâni vreo 3? Da, nu vreo, ci 3. Cum, dracu? 3. Există o mișcare de asta de vârlăvie browniană. Se numește, de vârlăvie, nu browniană, că browniană aia e măcar natural. E o mișcare de vârlăvie în care oamenii vor să facă, să impresioneze alți oameni. Și atunci fac acrobații. Da, vârlăvie. Foarte frumos. De unde ai inventat-o? Sau e în popor? Nu știu, e în popor. Vârlăvie. Vârlav. Și în momentul în care vrei să faci lucruri pe care nu ți le permite avionul respectiv, poți să te lovești de planetă. Aha. Asta se poate întâmpla. Există riscul să te lovești de planetă. Și atunci eu am considerat totdeauna în viața mea că nu e bine să mă dau mare în fața nimănui pentru că mă lovesc de planetă.
Dar n-a fost vorba de o nevroză, de faptul că tu voi să îndepărtezi de pământul ăsta, unde se întâmplă atâta nebunie, atâta chestii sinistre și atunci te simți liber, nu ai treabă cu nimeni, da, este comunici foarte tu cu văzducul, adevărat. Da? Este foarte adevărat, pentru că pământul e populat. Și pentru că e populat de anumite categorii la un moment dat. Și ce mi-a zis un bunic de-al meu, vrei, ai fost la București, da, ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut, deci... Ci e oamenii prea deși acolo, nu? Deci, lumea e deasă. Da. E prea deasă. Da. Sus e mai liber. Deși, da. Uite, îți fac cu mâna niște pământeni. Tu ești deja în aer. Trebuie să le spunem oamenii că bate puțin vântul și că ei sunt mai friguroși. Da. Ideea este următoarea. O să cântați ceva. Eu între timp o să fac o chestie foarte simpatică, în sensul că am fost în Italia anul ăsta și am găsit într-un sătuc. Era un sat în care înconjurat de păduri de castani. Uh-huh. Și ăștia trăiau numai din vânzarea de castani, din dulceață de castane, castane coapte, rață umplută cu castane, nu știu. Țuică de castane. Și da. Și am găsit acest instrument. În care se prăjesc castane. Care, eu când l-am văzut, mamă ce mișto, e ca o ghitară așa. Pentru ce? Și mi-a zis, păi cum, băgăm castane în el. Și eu, imediat mi s-au prins beculețul, păi stai puțin că eu le-au și bag carne în el. Sau cartofi și copți și nu știu ce, și l-am luat. N-am gătit încă niciodată, este premieră. Și ce am aici? Am o bucată de vițel. Eu tot am prezentat această porțiune din partea interioară a pulpei de vițel, se cheamă capac. Am ținut-o în zeamă de portocale, vezi aici, portocale cu coace, cu tot, credeam, ceapă, usturoi, am pus niște ierburi de-astea, busuioc, în fine așa. O împănesc puțin cu șuncă, cu slănină, afumată de-a mea, de porc, da. Fiindcă este o carne, e o carne moale, dar e mai seacă așa și dă un gust nemaipomenit, da? Și după asta fac un experiment. Deci de ce n-ar fi și castana, instrumentul de castane potrivit pentru chestia asta ce vreau să fac? Înseamnă tigaia asta exact cu instrumentele alea care se încălzeau paturile reginelor sau prințeselor în trecut. Am 5 bucăți în bucătărie, dacă vrei. La noapte îți dau unul de la să te încălzești, că a început frigul la cetate. Stai să n-am pe cine să trimit. Ia duceți-mă o daia de... Băi, aduceți-mi o chestie, am pe marginea lângă pian acolo vreo 5 de astea, cea mai adu două frumoase. Lasă-mă gândesc dacă nu și cu alea voi putea găti, știi? Eu n-am știut prima dată ce naiba sunt alea, știi? Până mi-a explicat ceva, domnule, ăștia nu numai prințesele și oamenii mai istorii sau chiar și amărâți în țările civilizate, că să știi că numai la noi e o diferență așa de numai ăia bogații se încălzesc cu... La noi nu se încălzesc, că nu știu. Dar eu credeam că numai oamenii foarte bogați poate să-și iau un avion. Și când mi-a spus el, știți cât costă un avion? Eu cream că costă vreo 300 de mii de... Păi nouă costă 300 de mii. Ăsta micuțe în care care te plimbi tu, dar tocmai ți-ai dat 40.000 de euro. 40.000 de euro, exact. Păi unde l-ai găsit? Păi pe piața second hand de avioane. Deci care cu nouă ții două avioane? Dacă vrei să ții, este fix treaba, fie fix spre treaba fiecăruia. Adică? Fiecare și ceea ce crede că poate să îl facă mai fericit. Pe mine mă face fericit această rablă din 1980. Deci din 1980 are 20... Are 30... Mama mea, câți ani are? Există, e bunic, e bunicul tău, zici bunicuțule când te văd. Va trebui să zic Andrei că nu este... Deci vorbește de Andrei, că și Andrei... copilul meu încă nu are avion, încă n-a avut bani, să cântă el, dar nu, încă nu a strâns bani de un avion. Andrei, fiul lui, a terminat... Dar a luat și el și a fost foarte mândru și tu ai zis, domnule, păi stai puțin că nu ia oricine, cum se cheamă, nu carnet. Licență. Licență, fii atât. Da. Licență pentru că nu se compară cu carnetul. Carnetul de conducere este cu totul altceva, îți dă drept să faci anumite lucruri. Aha. Asta se referă la niște, cum să le zic așa, niște lucruri pe care numai pe alea poți să le faci în aer. Numai anumite avioane poți să conduci, nu altele. Nu e ca la mașină, ai B-ul și conduci orice. Aici fiecare avion, la fiecare avion trebuie să faci trecere. E complicată viața în aviație, nu e așa simplu. Dar aici ți-ar prinde bine o pistă ca să poți să faci o oră de la București la cetate. Da. Și nu pentru ăștia care vin neapărat, ci pentru ăștia care... Da, e adevărat. La București la cetate să fac
3 ore jumate, 4, în fine. E o chestie și vrem să facem, am vorbit cu primarul din sat, poate facem o pistă pentru avioane de astea mici, să vină amatorii de mâncare bună, de vin bun, să vină la cetate. Deci, stau de vorbă cu un mare aviator, acum să zic, da? Fiindcă am văzut că ai ai o chestie mai tare, deci nu ești la prima fază, ai trecut deja la... Nu, cum se cheamă ăsta? Trecut la ultima fază. La ultima fază, Se cheamă este că înainte de emisiune vorbeam și îi spuneam ATPL. APPL. CPL. APPL. IRE. Aia, băi, lasă-mă în pace cu CPL. Așa l-au abreviat. Le-au scurtat un pic ca să nu trebuiască să spui un cuvânt la interminabil. Commercial Pilot License. Da. Multi Engine Power. Aoleu. Instrumental Rating. E mult. E mult. Mai simplu așa. Deci pe tine, dacă te ia în armată, acum când începe cel de-al treilea război mondial, tu o să fii la aviație. Păi da, dar îți dai seama că nu o să-mi dea nimeni un avion de vânătoare pe mână, pentru că acolo îți trebuie niște reflexe și îți trebuie o vârstă și îți trebuie o anumită agresivitate. Păi tu te bătrânești, stai puțin, că ești mai tânăr ca mine cu 20 de ani, dar tot cu 20 de ani. Păi dar eu nu mă consider bătrân. Păi nu, noi nu suntem bătrâni, suntem în vârstă. Suntem vechi, nu. Caragiale spunea, bă, eu nu sunt bătrân, eu sunt vechi. Adică vechi ce? Vinul, înțelegi? Exact. Vinul vechi, ăla bun. Hai să bag asta și să te poți duce la prietenii tăi. Fii atent, deci... Eu am o mare problemă, că totdeauna să ne cântă și tu ceva. Ce să cânt eu? La cetate pe malul Dunării... Nu-ți vine să îți vine să stai și să bei un pahar de vin. Sincer, asta aș vrea să fac, dar da. Să presupunem deci... că... Ce aș putea eu să cânt? Despre ce? Nu știu, poate te ajută băiețești. Exact. Hai. Așa. Eu am pus zeama de aici, care conține zeamă de portocală, vin, mirodenii, așa. O să vedem cum sfârâie, da? Ia că-te, invenția noastră genială. Capac de vițel. La capac. Mireasmă de avion. Păi că tot vorbim de asta. Da-ți-i drumul. Îi dăm așa. Voi, dragii! O să ții în faza a doua, dacă o să meargă bine. Unde ăsta de băgați-le pe foc. Pe Dunăre, da? Da, sau deja s-au rupt? Nu. Le bag dacă dă o mirat, mă, bună.